Și salutare, oameni buni! Salutare! Eu sunt salut, Andy și bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas Multiplayer, alături de Bercea, pe serverul pe care am filmat și ieri sau alaltă, nu mai știu sigur, serverul wrestlingarena.ro, care, din câte am văzut, v-a plăcut destul de mult și din câte am văzut, ați și intrat destul de mulți, în număr destul de mare pe server, așa că adminul m-a rugat să mai facem o promovare, dar de data asta avem un invitat special și nu este numai invitat special. Fraților, nu vă luați după asta, că ăsta e nebun, omul. Dar tu ce faci, omul? Ce? Taci-vă din gură. Nu m-am vestit pe mine cum să trăiți viața. Fraților, nu uitați că aveți IP-ul serverului și în deschidere la mine și la lectoratul, unde puteți intra. Și unde o să ne mai jucăm și noi? Pentru că o să ne jucăm undeva la... Este un server foarte bine făcut, care are mai multe facilități, să le spun așa. O să vi le arătăm o mare parte și o să vă spunem update-urile care s-au făcut față de ultimul clip care a fost acum două zile. Ia, spune tu, lectoratule. Și o să vă arătăm câteva chestii. Păi stai un pic, în primul rând vreau să vă zic că noi o să facem un fel de miniserie pe acest server, adică o să ne mai jucăm cam o dată la 3-4 zile pe el. Deci, da. Ok, păi bun. Haideți să vă zicem așa în mare parte unele chestii pe care trebuie să le menționăm noi. Cum ar fi, una dintre șmecherile acestui server este că avem un concurs de două ori pe lună pentru primii 3 din top 10. Se scrie /top 10 împreună și uitați, puteți vedea că uitați, acolo în top intri dacă ai foarte multe ore jucate pe server. Spre exemplu, primul player are 51 de ore jucate pe server și are de ales dintre un Steam code de CSGO sau de WWE 2K16. Adică primele 3 locuri sunt premiate cu jocuri. Jocuri cu bani reale, adică primiți Steam key-uri și vă puteți juca CSGO sau primul va primi CSGO sau WWE 2K16 sau ambele, nu știu ce să zic aici. Nu, acolo îți alegi, mi se pare. Ce? Mi se pare că îți alegi pe care vrei. Mi se pare că amândouă. Păi nu știu, în fine, oricum. Primiți un joc. Adică este singurul server din România care își premiază cei mai fideli jucători. Exact, exact. Partea șmecheră care este, puteți verifica oricând unde sunteți în top. Uite, de exemplu, eu am 13 minute. Deci, na, adică nimeni nu vă poate minți, gen, că aveți mai mult sau mai puțin, pentru că vă puteți verifica singur statisticile aici. Și această premiere, să spun așa, se face de două ori pe lună. Deci da, deci de practic un concurs este de două ori pe lună, se anunță probabil pe aici, uite, se încheie pe 15 iulie acesta, spre exemplu, și probabil o să înceapă altul până pe 1 august, până spre pe 30. Da, sau pe 1, când o fi. Bun, ia să vedem. Panelul, trebuie să apară un panel săptămâna asta pentru server, încă nu este făcut. Ia să vedem, avem eventuri zilnice, update-uri mai tot timpul pe placul playerilor. Deci, da, după cum puteți vedea, adică asta mi-a zis să vă zic. Vreau să vă lăsăm totuși în descriere și panelul că este, că este aproape gata, deci nu prea mare mult. Deci, practic, o să vină lăsăm în descriere și fizic. am adăugat un nou sistem prin care se poate pune checkpoint pe vehicul, gen poți face curse, convoi la job, să vezi unde e celălalt cu mașina. Ah, iau și șmecherea s-a pus pe Y. Deci am apăsat Y și mi-a apărut un checkpoint pe mapă, ia să uităm unde este. Mie nu mi-a apărut. Ba, mie mi-a apărut. Și zice așa, a conference center. Dar n-avem mașină, ori. Nu știu, mie nu merge tasta Y, dar dacă-ți merge ție, înseamnă că merge, probabil e problemă de la mine. Uitați acolo, checkpoint-ul mi-a apărut, de aici sunt toate veluri, dar nu puteam să furăm niciunul. Păcat. Bă, stai să dăm /V și să vedem unde e mașina noastră, locate. Avem așa ceva? Avem un, de ăsta, un scooter. Locate. Nu știu care mi-e mașina, că mi-a părut că e locate pe aici, dar... Și mie. Dar uite câte sunt aici. Aha, și așa nu la fel. Ia te-l văd, cred că este a meu. Eu dau cu N pe lângă ele, să vedem dacă... Cu N? Da, știi că, să văd dacă sunt... Încuiate. Gata, ia! O găsiști? Da, gata. Cum ți-o găsiști? Apăsai N și îmi schis să chei descuiat. Bă, nu mai am motorină. Da? Mhm. Uh-huh. Ha, am găsit. Gata. Bun. Păi bă, și ce am putea noi să facem în principal? Dar tu n-ai licențele, nebunule. Ce licențe? Licențele de permis de conducere. Păi hai să-mi iau permisul. Păi nu știu sigur de unde ți-l iei. De unde oare? Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Școala de șoferi, unde e, mă?
la iPhone la 10 lei, avem iPhone. Uite eu pe școala de șofer unde o găsim. Unde? E acolo, la aeroport, e acolo. O găsești pe hartă sau cu ce o căutași? Ia uite-a. Ce făcuși, bă? Pe rasa ta. Hai, bă, fugi. Bă, până ajungem la aeroport, vreau să mai zic câteva chestii pe care mai avem să le menționăm. Ce faci, bă? Și tu vrei să-ți ia TV. Mă uitam la telefon. Bă, unde dispăruși? În dreapta. Bă, tu ești pământ! Stai, bă, că nu e chiar așa cum pare. Da. Așa, spune ce mai avem de menționat. Bă, mă, tu pe unde mă duci, Bercea? Taci, bă! Bă, dă-mă, zi-mi unde trebuie să ajungem, că mă duc eu. La aeroport. Stai să pun checkpoint, aha. Stai, bă, de ce nu pun să checkpoint? Așa, bă. Vino după mine. Vino după mine că citesc eu, că pot să fac uite, două lucruri. Uite, mă, nebune, gata, ajuns eu deja. N-ai cum. Toate bugurile că de pe server au fost rezolvate. Deci așa, economia a fost regulată. Așa, stai să vedem. Și câștigul la joburi, adică nu mai sunt prețuri asonce și ăștia. Nu mai sunt distorsionate, să zic așa. Da. Avem așa, era o problemă cu tuningul care a fost rezolvat, a fost adăugat un nou job și anume Pizza Boy, slotul la facțiune. Adăugată comanda slash apark, așa, pentru alminii de level 6 plus. Bun, avem sloturile la facțiune care au fost mărite la 7, contul premium costă acum 120 gold, deci probabil a fost mișurat. Cum mi-au permisul? Ce? Cum mi-au permisul? Nu știu. Nu. Păi nu știu, bă. Păi aici e școala de șofer, dar cum mi-am permis? Păi ok, dar intra și poți să intri înăuntru? Nu ți apare niciun checkpoint, nimic? Nimic. Ia asta, dă-i slash drive, nu știu. Comandă că necunoscută. Păi la probabil școala de șofer nu era aici, tâmpitule. Dar unde eram? Păi nu știu. Cum i-a mergea permisă? Păi întreabă și tu. Admin Skyban ți-a dat licența de condus, mulțumesc! Hai, că ești bun! Și luai. Le și mulțumim că m-au ajutat. Bun. Așa. Ok, ce mai avem pe aici, om? Zloturile facțiunii au fost mărite la bune. 7. O citi eu pe aia. Un cont premium costă acum 120 gold. Bă, eu citi pe la ce ai? Bă, nu le citiști, mă! Bă, le citi, mă, ta. Mami, așa e? Ce faci, bă? Scuze, nu te-am văzut. Și continui să treci peste mine, este? Bă, nu știu, vreau să mă duc la tracker. Să vedem cum e jobul. Hai. Da, mă, că trebuie să deschid. Trebuie să vedem, să vezi sigur unde e jobul ăsta de tracker. Bă, ia scrie slash shop. Aha, văd unde e. Aici aveți da. Tot shop-ul. Un com premium costă 120 de puncte gold, clan mic 10 locuri 50 de puncte. Fraților, arăs foarte tot meniul, să zic așa. Foarte multe facilități dacă consultați shop-ul și vedeți acolo cum puteți dona și primi donații, nu sunt foarte mari, sunt chiar foarte mici, gen și primiți destul de multe chestiuțe. O să vă punem în descriere linkul mai detaliat pentru shop-ul de pe site, pentru că acolo vedeți mult mai bine cum puteți cumpăra punctele gold pe care le puteți folosi în joc. Și diferite mașini, din câte am văzut pe acolo și chestii. Deci, o să vă uitați în descriere după shop și dacă vreți, intrați acolo, vă uitați și cumpărați. Bă, unde ești? Bă, o plecare al tracker. Păi, pe unde ești tracker? Păi, uite-te și tu pe hartă și mergi și tu pe drum, că tu știi mapa din San Andreas. N-am știut-o în viața mea. Eu am știut-o întotdeauna. A, gata, știu unde să ajung. Bă, da, TV-ul ăsta se răstoarnă așa ușor. Deci ați văzut treaba și cu shop-ul? Mă, crezi că am mai multe frame drop-uri pe GTA decât am pe... Pe Minecraft? Nu, decât am pe GTA 5. Pe sump ăsta. Bine că nu-s frame drop-uri, că văd că frame-urile sunt constate la 60, dar mai scala la 56. Au. Mm-hmm.
Au, mă răstorni iar, bă, să-mi ba picioarele, bă, ce merge să puterul ăsta așa greuț? Ce făcui, mă, bă? Bă, atunci rămăsești fără motorină. Mai am 1%. Aoleu, trebuie să vin steaua. Ajung. N-ajung, unde ești? Kilometraj. Mai am un kilo. Dă-te prostule, că ajung! Că nu mai zicați consumul! De ce ai așa puțină motorina? Gata, 0%. Te oprici? Că merg așa cu el. Mă răsturnai. Uite, Ju! Lua foc! Păi tu trecuși, mă, tâmbitule! Nu trebuie eu, prost. Ba, da! Uite, mă, tâmbitule, lângă tine. Nu ești, mă, lângă mine. Ești tâmpit, înseamnă. Ce căutași pe acolo? Ci că s-a adăugat un sistem prin care poți atașa de vehicul un champoi ca un obiect. Adică mai pe românește te poți localiza cu alții pe hartă, apare un checkpoint galben și ceva deasupra mașinii. Bă, hai dă și tu get job, dă-i slash work, că e prea șmecher și selectați-o pe prima. Ce? Selectați-o pe prima. Mamă, ce tiruri șmecher, aveam și remorci mai speciale sunt. Normal. Work. Bă, stai un pic să văd unde trebuie să ajungem întâi. Păi și nu de mi-au văzut trailer. Păi dă-i slash work. Start work. Care, ah. Pe la primul de la... Primul, da, vezi că eu nu-l ai bine. Mulohold. Ce? Îl iau pe la de la Mulohold. Ăla. Dar vezi că eu nu-l ai bine. De ce? Pentru că trebuie să o luăm către oraș înapoi pe unde venirăm. Okay. Deci iau în stânga, deci cum ești de acolo. Deci la primul, da? Da, și iau în stânga cum ești. Gata, porni. Hai. Tu ești ăsta? Da. Bă, dar chiar că arată mult mai bine. Da, vezi? Long vehicle. Da. Nu ca ăla cu Opel, îl mai ții minte? Care? Aaa, da! Corsa sau ce avea? Da, nu, avea un Opel Astra G, face unul în fața noastră ca la semafor și când văd eu mai bine pe mașina lui scria long vehicle. Amă, ce faci? Nu mai urcă? Ce mă, ți-e urcă? Da. Șmecherule. A mea e mai grea. Bă, da, sunt curios dacă mergem în altă părți, de altă remorcă? Nu avem de o să știm. Bun. Bă, da, că trebuia să luăm pe straduțele ăștia de aici. Au! E prost ești. Nu fă vina mea. Să mă faci tu pe mine prost o dată în viața ta, fudu-te în gură, te fudu. Promit că azi nu te mai fac prost. Ba da, de ce îmi scade motorina la tir? Dar mi-ajunge pentru două curse, a? Ba nu știu, mă trebuie mine. Mamă, bă, așa stai, hai pe aici. Cum nepusă pe... Mamă, ce e pe aici? Bă, da, străzile ăștia sunt cam din GTA 5, ăștia, mă. Da, mă, da. Stai un pic, cum că scăpași tu? Păi eu știu să mă dau cât de curând greu, prostule. Da, te duci de curând, să încetinici tot timpul mei. O dusești, nu? Mă înțepeni aici. Bă! Filmez. Bă, gata. Da, și acum banii? Mă înțepeni aici. Unde, mă? Nu mai pot să mai ies. Cum că gata, nu sunt și acolo? Dă-mi cu spatele. Ce? De ce trec prin tine? Mă, cum ajunsești tu aici? Nu-mi explici și mie! Știi și nu pot să mă mai ajungi de mașină. Bă, da, mă explici și mie cum ajunsești tu acolo? Gata. Bă, cum reușiți? Spune-mi și mie. Da, unde-i tirul? Bă, cum reușiți? Nu știu. Hai. Explică-mi! Bă, sunt Bercea. Asta spune multe. Iubita, te sună în 5 minute. Ia uzi, iubita, avem iubită. Fraților, dați dislike. Ia! What the fuck? Poți să arunca și pe la mâncat. Bă, da, uite, rămâi să-mi mâncat! Bă! Fă-i ceva. Gata. Tu, ce-ați făcut? Păi eu n-am făcut nimic, el a făcut. Bă, da, eu încă încerc să-mi dau seama cum rămăsești tu blocat acolo. Bă, vrusei să mă dau de curs și trebuie să-i frâna că de mână și mă înghesui acolo și mai putea să mai ies. Aoleu. Bă, da, unde-i trailerul tău? Păi îl dusei. Unde-l dusești? Acolo, la peco ăla.
Unde mă înțepeni? Da, dar culmea că pe coara în stânga am înțepenit și în dreapta. Bă, mă doare rău de tot după gât, băga mie și piciorul în lecturată să-mi bag și în morți în Rahan. Ok. Bă, dacă filmară moare? Mă, nu știu. Da, cred că filmară în ceva. Eu mi-e frică de tăcu fraxul ăsta acum. A, frate, și-mi cer scuze că o să vadă prost imaginea de oameni ce-ți fac, nu știu ce are. Pur și simplu se vede prost. Primi 5.000 de dolari, bă. Căbuț. Și nu știu, de-aia o să vadă, nu știu, puțin nasol. Îmi pare sincer rău. N-am ce să fac. O să rezolvăm noi probabil până la data viitoare. Altă chestie care super șmecheră mi se pare la serverul ăsta, frate, are NPC-uri. Cele? Uite, oameni care... Da, da. Spun diferite chestii, știi? Ia uite-l pe ăsta cu mustele acea și dacă vrei îl și bați și dacă vrei faci asta pe el. Că nu se supără. Și asta. Cum faci asta? Eee, dar ia uite-te. Cum? Ia uite-te. Zi bă, cum ia faci uite-te. Asta? Ia uite-te. Bă, cum faci asta? Zici și mie. Slash wank. W-O-N-K? W-A-N-K-A. E? Ia, taci! Bă, acum mă opresc. A, gata. Rămasă pipiuri pe tine. Da. Bun. Păi, oameni buni... În mare, deocamdată, atâta o să facem în episodul de astăzi. În episodul de viitor o să vă mai arătăm eventual diferite joburi sau diferite chestii. Deci, da, dacă vă place acest server și această miniserie noastră sau serie, să zicem așa, îl susțineți-ne și pe noi cu un like. Chiar dacă vă place serverul, noi vă așteptăm acolo. V-am zis să aveți o grămadă de facilități. Dacă jucați pe server, de exemplu, dacă jucați cât mai mult, puteți să câștigați conturi de CSGO sau de... Este singurul server din România care își premiază playerii. Și probabil o să mai apară altele acum, dar el a fost primul. Normal, că copia n-are valoare. E, da, s-o crezi tu. Și copia are valoare. Dacă e legalizată. Nu dăm nume. Ok. Tabercea cu Andy, știți? Bun, oameni buni. Cam atât cu acest episod. Deci da, dacă v-a plăcut, lăsați un like. Noi vă așteptăm pe server. Și da, ne vedem la viitoare. Pa, pa.